La 900 de kilometri de Arcul de Triunf, în schimb, are loc o adevărată revoluție. Ucraina este la un pas de anarhie. Peste 300.000 de oameni au manifestat în capitala țării, furioși pe decizia oficialilor de la Kiev să nu semneze acordul istoric de asociere cu Uniunea Europeană. Oamenii au preluat controlul asupra primăriei din oraș și cer demisia guvernului, pe care îl acuză că a compromis viitorul țării. Protestele au continuat cu bătăi în stradă, motiv pentru care autoritățile au decis să trimită tancuri și transportatoare blindate în ajutorul scutierilor. Centrul Kievului a devenit câmp de luptă între protestatari și forțele de ordine. Protestatarii au aruncat o torță aprinsă peste cordonul de scutieri în tabăra polițiștilor, care le-au aruncat-o înapoi ca într-un joc periculos de pase. Înfuriați de ofensele nestăvilite ale manifestanților, jandarmii au rupt rândurile și au fugit după protestatari. Oricine s-a aflat în calea lor a fost pur și simplu călcat în picioare. Chiar și protestatarii liniștiți au fost atacați de scutieri. Peste 165 de oameni au fost răniți, printre care și fotojurnaliști de la New York Times și AFP. Dintre persoanele rănite, peste 100 au ajuns la spital. La protest a venit și campionul mondial la box Vitali Klitschko, care a devenit liderul unui partid din opoziție după retragerea din sport. În timpul zilei, sute de manifestanți au trecut de cordonul de polițiști, pe care i-au împins cu un buldozer și au pătruns în primăria din Kiev. Protestele au loc în contextul în care justiția ucraineană a interzis până pe 7 ianuarie orice fel de manifestație în Piața Independenței și în alte puncte din capitală.